Profesor Opăceanu, e o premieră? Este un gest, cred că în premieră, dar până la urmă e un gest pe care l-a făcut forța de împrejurări, pentru că domnia sa trebuia să demisioneze din primul moment al cercetării penale de acum câteva luni. Să ne aducem aminte că DNA-ul a dat un comunicat în urmă cu câteva luni referitor la începerea urmării penale, la faptul că se caută o casă a lui Borbeli de prin Ungaria, care nu figurează în declarația de avere și așa mai departe. Eu mă așteptam, ca să fiu sincer, la momentul acela Laszlo Borbeli să demisioneze. Era o acuzație venită din partea DNA-ului, cea mai importantă instituție anticorupție din România, era ministru în funcție, era liderul DMR, este președinte executiv. Cred că dacă ar fi demisionat atunci, ar fi avut, din punctul meu de vedere, mai multă apreciere.